Bună, dragile mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un clip în care vreau să vă arăt 3 idei de măști homemade pentru tenul acnei. Voi folosi ca și bază aceste plicuri de argilă de la Asla Vital, pe care le găsiți, cred că, în orice supermarket, orice mall. Le voi folosi ca și bază pentru că este un produs românesc, îl găsiți de foarte, foarte mult timp pe piață, se cunosc beneficiile lui, dar dacă nu le știți, am să vi le spun în acest clip. Acum, cum funcționează masca de față? Poate v-ați întrebat de ce sunt atât de bune măștile sau de ce recomand eu, dar și alte persoane, să se folosească măști de față. Ingredientele intră mai adânc în piele, infuzează porii care permit produselor să absoarbă impuritățile, dar de asemenea să și lase niște beneficii ale ingredientelor pe care le aplicăm atunci pe piele. Totodată măștile au un efect imediat pe care toate îl căutăm, indiferent că este un produs, o mască antirid sau o mască pentru coșuri, o mască pentru pori sau pentru puncte negre, și chiar dacă este temporar, merită, tocmai de aceea vă recomand să îl și aplicați mai des. Măștile se aplică cam o dată sau de două ori pe săptămână, eu aplic câteodată și mai des în funcție de necesitățile tenului meu. Prima mască pe care vreau să vă recomand este o mască cu argilă și roșii. Este o mască foarte simplă, am încercat să vă aduc 3 rețete pe care să le puteți folosi, să aibă ingrediente ieftine, dar și foarte, foarte bune, să vă fie la îndemână. N-am vrut să aduc ceva ingrediente exotice, ci chestii basic care, într-adevăr, funcționează și pe care eu le-am folosit și în trecut. Și roșii am folosit-o de foarte, foarte mulți ani, în special în adolescență, când mama mi-o recomanda să folosesc pentru tenul acneic. Și, într-adevăr, funcționează, dar având în vedere că am atâtea produse, am uitat efectiv să folosesc roșia mult mai des. Dar acum mi-am adus aminte și într-adevăr am să o folosesc mai des. Acum, poate vă întrebați cum funcționează această mască sau ce beneficii are. Așa că un intro o să fie aici, înainte de a începe toate măștile astea, să vă zic puțin despre argilă. În această cutie cu argilă vine un prospect cu toate vitaminele și beneficiile argilei, dar și câteva rețete pe care vi le recomandă cei de la Asla Vital să le încercați în funcție de tenul vostru, pentru că argila este foarte bună pentru toate tipurile de ten, dar diferă ingredientele pe care le folosiți în combinații ca să le aplicați pe tipul vostru de ten. Așa că dacă aveți un ten mai uscat, veți folosi alte ingrediente, dar știu că foarte multe dintre voi vă confruntați cu ten gras, așa că astăzi am să vă arăt doar pentru tenul gras și acneic, pentru că cu asta mă confrunt și eu de ani de zile. Bun, cum vă ziceam și la început, măștile cu argilă sunt excelente pentru că scot impuritățile din ten și astfel curăță porii. Am să vă las în secțiunea de comentarii o întrebare și o informație de asemenea, care sper să vă ajute și să vă placă. Totodată absorbe excesul de sebum, reduce dimensiunea porilor, lasă pielea curată și mată. Atenție însă, dacă o folosiți singură, argila poate să usuce pielea, așa că vă recomand, dacă aveți un ten uscat, să folosiți ingrediente care să vă și hidrateze pielea. Dacă vreți să folosiți uleiuri, încercați întâi uleiurile esențiale. Știu că este o nebunie cu ele, dar ele pot cauza iritații. Așa că trebuie să încercați pe o bucată de piele undeva să vedeți dacă sunteți alergici sau dacă vă provoacă o anumită reacție, atunci să nu le mai încercați, să nu le mai folosiți. Dacă nu, puteți să le combinați. Eu astăzi am ales să nu aplic niciun ulei esențial în măști și dacă ar fi să aplic, probabil ar fi titriul, dar nu-l folosesc în fiecare mască. Acum, să trecem la prima mască, argilă cu roșii. Roșiile conțin niște acizi care ajută foarte mult la regenerarea celulară, astfel pielea arată mai puțin ternă. Adică aspectul acela încărcat va dispărea pentru că acizii din roșii îndepărtează celulele moarte. Este un astringent natural, adică reduce mărimea porilor, ajută să nu se mai formeze atât de des și de ușor puncte negre. De asemenea și îndepărtează liniile fine. Acum, nu este un antirid foarte puternic, dar gândiți-vă că aceste măști lucrează și funcționează și au rezultat doar dacă sunteți și voi consistente în folosirea lor. Este un foarte, foarte bun tratament pentru acnee, conține vitamina K și C, decongestionează
porii, în sensul că îi curăță. De asemenea și reduce sebumul. Să nu uitați că punctele negre este doar sebum adunat în pori foarte, foarte mult timp și el se oxidează, de aceea se văd punctele negre la vârf negre. Trebuie să lăsați 15 minute și gata. Trebuie să îndepărtați. Apoi, eu folosesc 3 tipuri de materiale pentru îndepărtarea măștii. În primul rând, am un astfel de prosopel mic pentru mână cu care se îndepărtează masca. Apoi am un material special pentru piele și pentru mască. Este special pentru față. Și mai am încă un material. Acesta este un material sintetic, dar este foarte, foarte pufos și foarte blând. Îmi place mult să-l folosesc la măști pentru că argila se usucă. Este o adevărată dezbatere pe internet dacă trebuie să o lași să se usuce sau să o îndepărtez cât încă este umedă. Mie îmi place să o las să se usuce, după care umezesc prin tapotare toată fața și doar după aceea îndepărtez. Pentru că, v-am zis și la început, argila se usucă și nu vreți să vă răniți pielea. Acum să trecem la masca numărul 2 și aici avem mască cu miere și extra, dacă vreți, un pic de scorțișoară. Dacă aveți pielea uscată, atunci puteți să încercați și voi această mască. Este foarte, foarte bună, dar eu am ales-o special pentru proprietățile antiacnee. Mierea este și foarte hidratantă, este antimicrobială și antibacteriană, la fel ca și scorțișoara. Mierea detoxifică, dar și hidratează în același timp, așa că împușcă mai mulți iepuri deodată. Iar în această combinație, toate astea trei, tonifică pielea, detoxifică pielea și o repară. Dacă aveți mici cicatrici de la acne care sunt proaspete și aplicați miere regulat, atunci vă poate ajuta să se refacă pielea mult mai repede. Pe lângă vitamine, mierea mai conține și antioxidanți, dar și acid glicolic și alți acizi organici care ajută la îndepărtarea celulelor moarte și ajută pielea să se regenereze mult mai repede. Dar scorțișoara are și proprietăți antirid, așa că împușcăm, cum am zis, mai mulți iepuri deodată. Și aceasta se aplică 15 minute, după care se recomandă să se îndepărteze. Având miere, argila nu se va usca complet, tocmai de aceea eu recomand, v-am zis, să îndepărtați cu un astfel de aplicator. Îl găsiți în magazine, e foarte, foarte simplu să găsiți astfel de materiale pentru curățarea pielii, dar îndepărtați blând, să nu frecați foarte, foarte mult și fiți întotdeauna grijulii cu pielea. Acum, ultima mască este argilă cu ovăz. Asta e o mască pe care n-am încercat-o de foarte, foarte multe ori. Asta e bună pentru pielea grasă, dar și pentru restul tipurilor de ten. Așa am înțeles, am citit că este foarte bună și pentru pielea sensibilă și pentru tenul uscat. Acum, ovăzul atrage sebumul, îl scoate, tratează acnea și este și antirid. Are proprietăți antioxidante, antiinflamatorii, iar la îndepărtarea măștii oferă și un mic scrub, adică vă și exfoliați tenul, dar tot așa vă rog să fiți blânde în momentul în care îndepărtați masca. În această combinație calmează pielea, roșața, pruritul, inflamația și normalizează pH-ul pielii. Dacă vreți să o combinați și cu miere, este recomandat. Eu acum am combinat-o doar cu apă, dar puteți să vă faceți ce combinații doriți sau ce vă face vouă plăcere, ce ingrediente găsiți pe internet că vi se potrivesc tenul vostru și fiți și mai sigure, întotdeauna aplicați doar pe o bucată de piele să vedeți dacă vi se potrivește acea mască și după aceea să o aplicați pe întreaga față. Aceasta se lasă tot așa 15 minute, după care se îndepărtează cu apă caldă. Și astea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest video, v-ați simțit bine alături de mine la acest clip și ne vedem data viitoare. Fiți frumoase, pupici! Pa, pa!